stabilirea să reparăm și să recondiționăm biciclete. Deci, în plină pandemie, toată lumea e curios să aibă o bicicletă restaurată sau... Da, sau reparată. Intenționez să deschizi o altă afacere și mai ales când. Ca să știm cum vine pandemia asta. Oamenii un pic mai normal de aia care fac vin, distilează fructe, prune, bucei. Așa că, da, mi-am dat o bobă de ors și pe conul de hamei și a ieșit bere. Bun, de la început, că de aici pornește, de fapt, încrederea ce a existat. Ok, ideea e că n-am vrut neapărat să fac un business din greaba asta, dar am avut niște oameni care m-au încurajat. Până la urmă, în timp ce făceam tatele de ele pentru speech-ul de astăzi, a trebuit să elimin dintre backup-uri de care au fost. Deci, probabil că dacă ați vrea să deveniți antreprenor, sfatul meu ar fi să faceți un abonament la un psihiatru, să citiți cât mai mult despre managementul stresului, pentru că nicio poveste nu vă poate pregăti pentru ce urmează.